Salut și bine ați venit la primul episod din sezonul 2 al seriei de pe YouTube intitulată, foarte sugestiv de altfel, Români Celebri. Celebri de necunoscuți. Eu sunt Matei de la Trevor with Matei și astăzi vom discuta despre singurul actor american de la Hollywood cu origini românești care a câștigat vreodată mult răvnitul premiu Oscar. Și nu e vorba de celebrul Sebastian Stan, deși trebuie să recunoaștem că e un actor destul de bun și face o treabă extraordinară cu rolul lui Bucky din universul cinematografic Marvel. Este vorba de Edward G. Robinson. Știu, pentru mulți dintre voi numele ăsta nu vă spune prea multe, că sunteți prea tineri. Suntem de fapt. Sper. Dar trebuie să știți că este unul dintre cei mai cunoscuți actori americani de la Hollywood din perioada cuprinsă între anii 30 și până spre sfârșitul anilor 60. Stai, dacă este unul dintre cei mai cunoscuți actori, atunci mai merge să spunem că e celebru de necunoscut? Ba da, merge, pentru că e vorba de români celebri de necunoscuți, nu americani celebri de necunoscuți. Dă! Revenind, trebuie să știți că interpretările lui de personaje aveau să fie folosite drept model pentru roluri precum Scarface sau Vito Corleone din Nașul. Iar în toată cariera lui avea să strângă un număr de 101 filme jucate pe marile ecrane americane. Ceea ce este de-a dreptul impresionant dacă iei în considerare că a câștigat și un Oscar pentru asta. Așa că, haideți să-i aflăm povestea și să vedem cum un român a ajuns să fie unul dintre cei mai cunoscuți actori din perioada de aur a cinematografiei americane. Înainte de a începe, nu uitați să vă abonați dacă vă place seria noastră de pe YouTube și vreți să ne susțineți pe mai departe. De asemenea, nu uitați să activați notificările din clopoțelul care vă anunță de fiecare dată când apare un nou român celebru de necunoscut. Acestea fiind spuse, zic să-i dăm bătaie. Edward G. Robinson s-a născut pe 12 decembrie 1893 în București, într-o familie tipică de evrei români stabiliți în capitala României. Numele lui la naștere și până să ajungă în Statele Unite a fost de fapt Emanuel Goldenberg, iar părinții lui erau Morris și Sarah Goldenberg. Cei doi, Sarah și Morris, au avut în total 6 copii, Emanuel fiind al 5-lea. Familia Goldenberg era asimilată în cultura românească, dar ca toți cei din comunitatea evrească, și-au păstrat tradițiile ebraice și limba maternă yiddish, deși vorbeau și limba română. Făceau parte din mica burghezie și locuiau într-o casă tradițională evrească, într-un cartier al Bucureștiului populat de această comunitate, cel mai probabil cartierul Dudești-Văcărești. Copiii, inclusiv Emanuel, au fost crescuți și ei în tradiția ebraică și au primit învățătură religioasă, dar și cursuri de limbi străine, cum ar fi yiddish, germană și română, bineînțeles. Încă de mici erau duși de părinți, destul de des, la Teatrul Evreiesc din București, unde foarte mulți actori buni aveau să-și înceapă cariera. Până aici, lucrurile păreau foarte bune pentru soții Goldenberg și copiii acestora, dar nu era deloc așa. Ca să vă pun un pic în context și să înțelegeți de ce nu era totul numai lapte și miere, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, evreii erau discriminați și persecutați în repetate rânduri de către populația autohtonă. Bine, ei erau discriminați și înainte de perioada asta, dar lucrurile au escaladat foarte mult, începând cu momentul în care România își obține independența după războiul ruso-turc din anii 1877-1878. Ei bine, în urma acestei independențe câștigate, regele Carol I și guvernul propun o nouă constituție care ajută țara să se alinieze în rândul statelor civilizate din vest și în care, printre altele, se specifica faptul că locuitorii țării puteau să-și ia cetățenia română. Problema era că acest drept era oferit doar locuitorilor creștini ai țării, excluzându-i pe cei de altă confesiune, inclusiv cea ebraică. Evident că acest lucru avea să creeze tensiuni mari între comunități, nu doar față de cea evreiască, pentru că și comunitatea musulmană din Dobrogea era în aceeași situație. Nemulțumirea comunităților avea să pună o presiune foarte mare pe guvern și pe casa regală, care nu aveau de gând să renunțe la articolul 7 din Constituție, cel vinovat de toată această conjunctură neplăcută. Abia după ce două dintre marile puteri ale lumii, Franța și Marea Britanie, au refuzat să recunoască independența României, statul român cedează. Ele cereau modificarea amendamentului din articolul 7, în sensul asigurării de drepturi civile tuturor locuitorilor țării, indiferent de apartenența etnică sau religioasă. Dar chiar și așa, statul român nu cedează complet. Acesta cade de acord să ofere cetățenia română și celor din alte confesiuni, dar cu condiția ca aceștia să fi locuit de cel puțin 10 ani pe teritoriul țărilor românești.
Că de, nici ca noi, nici ca ei. Ăsta ar putea să fie cel mai bun motto pentru neamul românesc. Din păcate, această modificare avea să creeze o stare de revoltă în rândul populației autohtone de români, care de foarte multe ori recurgea la acțiuni sporadice de violență împotriva populației evreiești, cea considerată de ei responsabilă pentru aceste modificări. Într-o astfel de acțiune violentă, unul dintre frații lui Emanuel avea să fie lovit în cap cu o cărămidă, iar rana suferită avea să-l marcheze pentru toată viața și să moară din cauza ei peste câțiva ani în America. Aceste evenimente nefericite și violente aveau să fie și motivele pentru care Morris Goldenberg, deși obținuse cetățenia împreună cu familia lui, ia hotărârea să emigreze în state, așa cum o făceau deja mulți evrei. Urmau să emigreze pe rând, pentru că era destul de complicat să părăsească țara toți odată, primii fiind Morris și cei trei copii mai mari ai familiei. După ce ajung cu succes la destinație, Sara pleacă și ea împreună cu ceilalți trei copii mai mici, inclusiv Emanuel. Călătoresc cu un tren clandestin care ajută evreii să ajungă în Europa de vest, mai exact până în Viena, iar de acolo reușesc să ajungă în TFR în portul francez Le Havre, de unde vor lua vaporul către Statele Unite. Sara și cei trei copii ajung în New York în 1903. Emanuel avea doar 10 ani și avea să declare mai târziu despre experiența lui de atunci următoarele. Mama m-a fi născut în România, dar de-abia în momentul în care am pus piciorul pe pământ american, am simțit că mă nasc de fapt. Profund, nu? Familia Goldenberg, reunită, se stabilește în Lower East Side, zona New Yorkului populată în principal de evrei români emigrați. Imediat după ce s-au așezat, Emanuel și frații lui sunt trimiși la școală ca să învețe cât mai repede limba noilor țări, ceea ce și fac chiar destul de repede. Tot în această perioadă, Emanuel se hotărăște să se facă rabin în comunitatea lui și începe să studieze în direcția asta încă de pe acum. Dar avea să schimbe rapid părerea după ce joacă la școală în mai multe piese de teatru și devine convins de faptul că menirea lui pe pământ este să devină star pe Broadway. Această decizie o să-i schimbe complet viața. În bine, evident. Din acest moment, Emanuel urmează să-și concentreze toată atenția pe actorie și după ce reușește să joace în mai multe piese pe scena teatrului Yiddish, care, apropo, a fost înființat de Abraham Goldfaden, tot un evreu cu origini românești, dar emigrat din Iași. Dă lovitura de debut în 1915 pe Broadway, folosind numele de Edward G. Robinson. Probabil că vă întrebați de ce și-a schimbat numele, nu? Păi, să zicem că i-a fost sugerat, într-un mod foarte subtil, că numele lui avea o moștenire culturală de imigrant și, ca să aibă mai mult succes pe viitor, avea nevoie de un nume care să sune mai american. Așa că Emanuel Goldenberg decide să devină Edward G. Robinson, păstrând inițialele E și G. Întrebat fiind mai târziu în viață de ce a ales numele de Robinson, acesta a recunoscut destul de senin că nu știe de ce a făcut asta. Dar după ce a fost nevoit să dea mai multe autografe fanilor, a realizat că numele pe care l-a ales era destul de lung. Revenind la viața de actor pe Broadway, Robinson se vede nevoit să-și întrerupă ascensiunea în momentul în care este înrolat în Marina Americană în Primul Război Mondial. Din fericire pentru el, nu a trecut niciodată oceanul ca să lupte. După terminarea războiului, Edward revine la cariera lui și, cu timpul, începe să atragă atenția producătorilor de filme de la Hollywood, care îi oferă roluri în mai multe filme mute. Ca să vă faceți o idee, industria filmului era în acea perioadă într-o tranziție de la filme mute la filme cu sunet. Mulți actori aleg să se îndrepte către noul film revoluționar cu sunet, dar au fost și mulți care nu au reușit să se adapteze la noul val și astfel s-au pierdut în negura timpului. Cei care reușeau să facă, totuși, tranziția, deveneau adevărate staruri de cinema. Începea perioada de aur de la Hollywood, iar Robinson avea de gând să facă parte din ea. Primul film care urma să-l transforme într-un adevărat star de cinema a fost Little Caesar, iar personajul jucat de el, și anume Caesar Enrico Bandello, avea să fie servit drept model pentru alte personaje celebre de mafiot etnic din filme precum Scarface sau The Godfather. She's through. She's out of the way. That's what she is. You're lying. You wouldn't dare. I wouldn't, would I? I'll show you. Rico, listen. I ain't gonna spill anything if that's what you're scared of. You think I want my neck stretched? Well, you know too much. I ain't gonna take any chances. You're hanging around with me, see? După acest film, aproape toate rolurile pe care le joacă în anii 30 păstrează stereotipul gangsterului, pentru că producătorii doreau să profite de familiarizarea publicului american cu imaginea lui Robinson de mare mafiot.
filmele Smart Money, unde joacă rolul unui frizer grec care intră în lumea ilegală a pariurilor prin abilitățile sale incredibile la poker, Kid Galahad, în care joacă rolul unui promotor de box, dar și A Slight Case of Murder, în care joacă un fost contrabandist cu probleme mari la bănci, păstrează toate stilul consacrat de băiat dur și pregătit să comită orice infracțiune pentru a parveni. Spre sfârșitul anilor 30, însă, Robinson, datorită originilor sale evreiești și a celebrității sale, se implică mai mult în viața publică și devine un critic vocal al fascismului și nazismului, donând aproape jumătate de milion de dolari, mulți bani pentru perioada respectivă, către diferite grupări politice antinaziste. Joacă și în primul film american care prezintă pericolul nazismului pentru Statele Unite, Confessions of a Nazi Spy din 1939, iar rolul este cel de agent FBI care investigează o rețea de spioni naziști ocupați cu vânzarea de secrete militare americane către germani. În 1940 joacă și primul personaj cu origini evreiești, în filmul Dr. Ehrlich's Magic Bullet, mai exact un om de știință evreu. Implicarea lui din timpul războiului în viața publică, dar și în cea politică, crește odată cu începutul anilor 40 și începe prin a-l susține pe președintele Roosevelt pentru un nou mandat. De asemenea, încearcă să se înroleze în armată, din nou, dar este refuzat din cauza vârstei. Cu toate astea, datorită multiplelor limbi pe care le cunoaște, este detașat de guvernul american să meargă în Londra pentru a transmite prin radio mesaje de încurajare în țările ocupate de Germania. Și apoi călătorește către Normandie pentru a face reprezentații de încurajare pe scenă pentru soldații americani, fiind de altfel primul star de cinema care făcuse asta. După terminarea războiului, se concentrează din nou pe cariera de actor și decide să se depărteze de rolurile de mafiot și să abordeze un alt stil de filme, unul nou numit film noir, și care era inspirat din expresionismul german, iar personajele erau mult mai vulnerabile, mult mai apropiate de realitatea din jur și cu probleme de viață reale. Decizia a fost una de bun augur și filmele Double Indemnity, The Woman in the Window, Scarlet Street, The Stranger și A Night Has a Thousand Eyes devin succese instant de box office, iar cariera lui Edward este reinventată. Și chiar când lucrurile mergeau pe o pantă ascendentă pentru el, Robinson este chemat să depună mărturie de 3 ori în fața Comitetului pentru Acțiuni Neamericane. Da, chiar așa se numea. El era acuzat de un politician rasist cu numele de John Rankin, care face parte dintr-un grup de actori cunoscuți cu origini evreiești, care erau simpatizanți ai comunismului. Este amenințat cu includerea lui pe lista neagră a actorilor, cărora le este interzis să mai joace în filme, ceea ce ar fi însemnat sfârșitul carierei. După aproape 2 ani de mărturii, Edward reușește să-și demonstreze nevinovăția în fața comisiei, dar urmările acestui proces, chiar dacă nu fusese inclus pe lista neagră, l-au lăsat cu o imagine murdărită în fața producătorilor de filme. Aceștia nu i-au oferit decât roluri secundare și mici, până în anul 1956, când, datorită rolului jucat în filmul The Ten Commandments, cariera lui își revine. Începe să prindă roluri din ce în ce mai multe în filme importante, alături de mari actori ai cinematografiei americane, dintre care amintim A Hole in the Head, în care a jucat alături de Frank Sinatra, Two Weeks in Another Town, alături de Kirk Douglas, Good Neighbor Sam, alături de Jack Lemmon, The Cincinnati Kid, alături de legendarul Steve McQueen și McKenna's Gold, împreună cu Gregory Peck. Ultimul film în care joacă este pelicula sci-fi Soylent Green, din anul 1973, iar pe 26 ianuarie în același an, Edward G. Robinson moare în California, Palm Springs. Este înmormântat în cripta familiei sale din cimitirul Beth El din Brooklyn, iar la funerariile sale participă numeroase staruri de cinema cu care a jucat de-a lungul timpului, printre care amintim pe Mervyn Leroy, George Burns și Frank Sinatra. La 2 săptămâni după moartea lui, soția lui Jane Robinson, fostă Arden, o creatoare de Rocky foarte cunoscută, primește Oscarul pentru întreaga carieră cinematografică a lui Edward. Ladies and gentlemen, Mrs. Edward G. Robinson. Thank you.
Nominalizarea fusese făcută înainte să moară și el știa că urma să primească Oscarul, dar nu a mai apucat să țină în mână. Cu toate astea, așa cum am spus și la începutul acestui video, devine primul actor cu origini românești care ia un Oscar. Cât despre fiul lui, Edward G. Robinson Jr., pe care l-a avut cu prima sa soție, actrița de teatru Gladys Lloyd, acesta avea să-l urmeze pe tatăl său și moare în 1974 în urma unui infarct, la distanță de 13 luni de părintele său. Deși acesta a încercat să fie actor, a avut numai roluri mici și în câteva filme obscure și nu a reușit niciodată să se ridice la nivelul tatălui său din cauza problemelor pe care le avea cu consumul excesiv de alcool. S-a făcut mai mult remarcat cu faptul că a fost prietenul foarte bun și chiar iubitul celebrei actrițe, nimeni alta decât Marilyn Monroe. Cât despre Edward G. Robinson, tatăl, acesta a lăsat în urmă o carieră impresionantă, în care a jucat în 101 filme și în care a avut roluri de impact pentru cinematografia hollywoodiană. Este considerat și astăzi unul dintre cei mai mari actori pe care i-a avut Statele Unite în perioada de aur a filmelor americane. Pentru noi românii însă, numele lui Edward G. Robinson rămâne încă o necunoscută. Și chiar dacă unii cinefili au mai auzit de el, cu siguranță nu mulți știau că el e un român simplu din București care a emigrat în state pentru a avea o viață mai bună. Bun, acesta a fost episodul nostru de astăzi și dacă v-a plăcut și vreți să ne susțineți pe mai departe în misiunea noastră de a vă duce cei mai celebri de necunoscuți români pe YouTube, abonați-vă la canal și apăsați clopoțelul pentru a fi primii care află când apare următorul video. De asemenea, urmăriți-ne și pe Instagram, TravelWithMatei, Irinuca210, The Studio Iași și Fica Iași. Apropo de Fica Iași, mulțumim gazdei noastre de astăzi. Dacă vreți să savurați o cafea extraordinară, într-un ambient plăcut și cu oameni super fain, Fica este locul potrivit pentru voi. Eu am fost Matei de la TravelWithMatei și v-am țucat!